Nabonid a fost ultimul rege al Imperiului Neobabilonian, care a domnit între anii 556 și 539 înaintea noastră. El a preluat tronul după asasinarea băiatului rege la Bashi Marduk, care a fost ucis într-o conspirație la numai 9 luni după scaunarea sa. Nu se știe dacă Nabonid a jucat un rol în moartea sa, dar a fost ales noul rege la scurt timp după acest eveniment. Pe parcursul multor ani ai domniei sale, Nabonid a lipsit la oaza arabă din Taima. Motivele absenței sale îndelungate rămân o chestiune controversată, cu teorii variind de la boală la nebunie sau până la interesul său pentru arheologia religioasă. Nabonid, o figură regală enigmatică. În majoritatea relatărilor antice, Nabonid este descris ca o anomalie regală. Se crede că mama lui a fost o preoteasă a zeului lunii, Sin, căruia Nabonid i-a fost devotat în mod neobișnuit și obsesiv. Ca rege, Nabonid a fost calomniat de preoții zeului principal al Babilonului, Marduk. Se crede că acest lucru a fost cauzat de devotamentul deschis al lui Nabonid față de Sin și de lipsa sa de atenție față de importanta sărbătoare de anul nou din oraș. După ce Nabonid a lansat campanii de succes în Edom și Cilicia, situat în Turcia actuală, a părăsit Babilonul, locuind în bogata oază din desert, Taima, în Arabia, și revenind abia după mulți ani. Între timp, fiul său, Belshazzar, a domnit în Babilon. Nabonid s-a întors în capitală la timp, pentru a-și conduce armatele împotriva forțelor puternice ale Persiei, aflate sub conducerea lui Cyrus cel Mare. În cele din urmă, Nabonid s-a predat forțelor persane în anul 539 înainte de Hristos și s-a permis să-și trăiască viața într-o relativă libertate. Sfârșitul domniei sale marchează începutul Imperiului Persan și sfârșitul captivității babiloniene a evreilor. Dar ce s-a întâmplat în anii pierduți de Nabonid? De ce a abandonat orașul pe care îl conducea? Și ce a făcut în timpul petrecut în Taima? Evadarea din ritualurile lui Marduk și disconfortul lui Nabonid în Babilon. Se crede că Nabonid a devenit pentru prima dată interesat de Taima în timpul campaniei sale împotriva Edomului. Taima era o oază importantă, din care puteau fi controlate rutele comerciale profitabile arabe. Cu toate acestea, motivul pentru care Nabonid a rămas atât de mult timp, aproximativ 10 ani, între anii 553 și 543 înaintea noastră, rămâne un mare mister. O teorie susține că el nu se simțea confortabil în Babilon, care era centrul cultului lui Marduk, unde el ar fi trebuit să întâlnească ritualuri publice, centrate pe cultul lui Marduk în timpul festivalului anual de anul nou. În cea de-a cincea zi a festivalului, regelui i s-a cerut să se supună lui Marduk în prezența marelui preot, care l-ar fi depozitat temporar de coroana și semnele regale, returnându-le numai după ce regele se ruga pentru iertare, dădea o sumă mare de bani și primea o palmă peste față din partea preotului. Mai mult, în a opta zi, regele trebuia să îi implore pe toți zeii să îl susțină și să-l onoreze pe Marduk, un act care ar fi putut fi inacceptabil pentru Nabonid, care era devotat lui Sin ca zeu suprem. Probleme de sănătate sau o retragere spirituală? Presupusa boala lui Nabonid. Unii au sugerat că Taima era atractivă pentru Nabonid ca set arheologic, unde credea că ar putea găsi inscripții sacre sau profeții legate de propria sa căutare spirituală. O altă posibilitate este ca regele să se fie îmbolnăvit grav și să se ducă la oaza din Taima pentru a se recupera. În manuscrisele de la Marea Moartă, un fragment cunoscut sub numele de rugăciunea lui Nabonid relatează că Nabonid a suferit de un ulcer, făcându-l să se retragă din civilizație și să rămână în Taima până a fost vindecat de un exorcist evreu, după care s-a rugat zeului evreu. Eu, Nabonid, am fost afectat de un ulcer rău timp de 7 ani și de parte de oameni am fost mânat până m-am rugat Dumnezeului cel înalt și un exorcist mi-a iertat păcatele. Era un evreu dintre copiii exilului lui Iuda. În timpul șederii mele la Taima, m-am rugat zeilor de argint și aur, bronz și fier, lemn, piatră și var, pentru că îi gândeam și îi consideram zei. Această legendă poate explica o problemă confuză din cartea lui Daniel, în care regele în cauză este numit Nebucadnețar. Cu toate acestea, fiul acestui Nebucadnețar se numește Belshazzar, care era de fapt numele fiului lui Nabonid, care a domnit în locul lui în timp ce Nabonid era la Taima. Astfel, se poate întâmpla ca în cartea lui Daniel, Nabonid să fie confundat cu Nebucadnețar. Cu toate acestea, Daniel descrie boala regelui său mai degrabă ca un tip de nebunie decât ca un ulcer, spunând: a fost alungat de oameni și a mâncat iarbă ca vitele. Corpul i-a fost odat cu roa cerului, până când părul i-a crescut ca penele unui vultur și unghiile lui ca ghearele unei păsări.
Daniel, capitolul 4, versetul 33. Ce știi acum, că în timpul șederii sale în Taima, Nabonid a împodobit oaza cu un complex regal complet, din care mare parte a fost scos la lumină în timpul săbăturilor recente. În ceea ce privește întoarcerea lui Nabonid în Babilon, aceasta pare că ar fi avut de-a face cu amenințarea tot mai mare a lui Cirus și cu dezacordurile tot mai mari cu Belsazar, care a fost eliberat din funcția de comandant odată cu întoarcerea lui Nabonid împreună cu număr mare de administratori. Cronica lui Nabonid indică faptul că festivalul de anul nou a fost într-adevăr sărbătorit de rege în ultimul an de domnie. Cirus cel Mare a devenit succesorul lui Nabonid. Cirus a pus capăt Imperiului Neo-Babilonian și a inițiat ascensiunea Persiei. Politica lui Cirus de a returna artefactele religioase și preoții la sanctuarele lor natale s-a extins curând și în regiunile de vest ale Imperiului, deoarece le-a permis evreilor să se întoarcă la Ierusalim cu vasele lor sacre și să înceapă reconstrucția templului. Astfel, sfârșitul domniei lui Nabonid marchează și începutul sfârșitului exilului babilonian al evreilor, precum și începutul Imperiului Persan. Aceasta a fost povestea pentru astăzi. Dacă o considerați interesantă, abonați-vă la acest canal, dați like și distribuiți videoclipul. Sănătate și fericire!